Microsoft Word, inserarea imaginilor. Prezente în documente, imaginile captează interesul cititorilor, oferind un important suport pentru descifrarea mesajului din text. Fila Insert, grupul Illustration, butonul Pictures. Butonul Pictures declanșează un meniu cu două modalități de selectare a unei imagini. Opțiunea Online Pictures te conduce către galeria Creative Commons. Cu butonul Insert aducem în documentul nostru fișierul Imagine pentru cârciumăreasa, Zinnia elegans. Un document poate fi compus din mai multe straturi, stratul text, stratul pentru imagini, stratul pentru desene, etc. Stratul pentru imagini este transparent și din acest motiv imaginile pot fi aduse în fața textului. Selectare imagine, clic dreapta, alegem în fața textului. Iată rezultatul obținut în urma comenzilor. Odată ce imaginea a fost adusă în prim plan, putem trece la etapa următoare și anume formatarea imaginii. Fila Picture Format este invizibilă dacă imaginea nu a fost selectată în prealabil cu un clic sau uneori cu dublu clic. Chenar pentru imagini, butonul Picture Border. Încadrarea imaginilor în text. Sus-jos, în linie cu textul, pătrat, printre, în spatele textului, modificarea aspectului imaginii, comanda crop, comanda trunchiere. Sesiune de autoevaluare. Decupați 4 cadre simetrice față de axele orizontale, respectiv verticală, folosind ca imagine de lucru imaginea Zinnia elegans, cărciumăreasă. Modificarea aspectului imaginii nu se reduce doar la cadre dreptunghiulare, ci la tot spectrul de forme pe care le poate oferi aplicația Microsoft Office Word. Vorbim de inimioare, săgeți, norișori, stele, butoane, etc. Efecte artistice, sepia, grafiti, acuarelă, împachetare în folie de plastic. Corecțiile vizează claritatea imaginii, luminozitatea sau contrastul. O imagine poate fi recolorată, transparentizată. Pentru aceasta, apăsăm butonul Color și selectăm o porțiune din imagine cu ajutorul creionului de transparență. Toți pixelii colorați identic se vor transparentiza. Iată un exemplu. Sesiune de autoevaluare. Utilizați cea de-a patra imagine, imaginea sub formă de chenar, sub formă de ramă, pentru a încadra toate buchetele din paginile unui document Word. Clic dreapta, aducere imagine în fața textului. Iată ancora cu ajutorul căreia putem deplasa imaginea oriunde în document. Picture Format
color, buton de transparență, imaginea ramă, albastră cu clopoței, s-a transparentizat. Aducem în prim plan și buchetul de trandafiri. Continuare vom copia imaginea cadru. O vom copia, o vom suprapune peste buchet. Procedăm la fel și cu cea de-a treia imagine. Suntem în galeria de stiluri, stiluri de rame pentru imagini. Efectele speciale se compun din galerii, din eșantioane, organizate pe categoriile aspect general, umbră, reflectare imagine, aură sau strălucire, margini estompate, eșantion material, rotație 3D. Sesiune de autoevaluare. Utilizați imaginea cârciumăreasa pentru a realiza o bijuterie virtuală în culori similare pietrelor de ametist și chihlimbar. În document, imaginea este inserată, o aducem în fața textului, o copiem, este duplicată imaginea. Pe una dintre variante o vom transparentiza. Procedăm la fel și cu cealaltă imagine. Vom crea cele două forme circulare, forma de disc pentru una dintre imagini, efectul de aură în culoarea violet. Un material cu care împachetăm prima formă circulară. A doua formă circulară are formă de cerc. Ne ducem spre culoarea ametist printr-o combinație de albastru și de violet. Alegem această structură unghiulară pentru materialul care îmbracă și căutăm un efect de aplatizare pentru forma care va deveni un viitor inel în problema noastră. Alte posibile perspective din care putem privi obiectele. Observăm că imaginea sub formă de disc se poate grupa cu imaginea circulară. Din două obiecte am creat un singur obiect, iar acest obiect poate fi copiat la rândul său și formatat după dorință. Tema pentru acasă. Utilizați aceeași imagine a cărciumăresei pentru a realiza o variantă a cercurilor olimpice. Vă mulțumesc!